was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. But they are usually aggressive. Yeah. I mean, they are coming to attack you. Yeah. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Deci asta este vârful cascadei. Wow, nu vine să cred. Experiență de până acum, sigur, în Sri Lanka. Sigur, în toată vacanța de până acum. Hello, today's video it's about wildness in Sri Lanka, it's about jungle, it's about animals. We'll reach the top of the second highest waterfall in Sri Lanka and many more on the way. Hope you enjoy. Enjoy. Bună dimineața, suntem gata de plecare. Astăzi mergem spre cascada Dialuma, e a doua cea mai mare din Sri Lanka. Am închiriat și un scooter, a fost mai simplu decât ne așteptam. Aseară, în drumul spre casă, ne-am întâlnit, coincidență sau nu, cu cel mai bun prieten al proprietarului. A venit azi dimineață, ne-a lăsat scooterul, ne l-a închiriat cu 2000 de rupii, mai ieftin decât se închiriază pe aici, se închiriază cu 2500-3000. Și să vedem cum mergem pe aici, prin jungla asta de scutere. Asta e scooterul, pornim la drum, avem în jur de 40 de km de mers până la cascadă. GPS-ul spune că am face în jur de o oră și 10 minute, dar să vedem. Ce părere ai? Sunt cu minți, adică așa parte. Am ajuns la o cascadă, nu la cea la care voiam noi să ajungem inițial și la care o să ajungem mai târziu, dar este foarte, foarte frumoasă asta. O surpriză foarte frumoasă, cascada Cavana. Auzisem de ea, însă nu știam că e chiar în drumul nostru. Și după cum se poate vedea, foarte multe maimuțe de jur împrejur. E incredibil de frumoasă. Foarte mare, eu cel puțin n-am mai văzut o cascadă de mare, are 220 de metri. Cred că putem să și urcăm undeva acolo, e și o lagună, să vedem cât putem să mai urcăm cu scuterul și după pe jos, că se poate, în ce condiții. Ne-au spus localnicii că e cam dificil de urcat cu scuterul până sus, destul de periculos. Pot să ne ducă cu un tuk-tuk, dar am preferat să urcăm pe jos. Și bineînțeles, nelipsitele maimuțe. Da, a făcut și nevoia acum. Astea ori se apucă să facă pipi,
ori ne arată fundul. A încercat Eliza mai devreme la cealaltă cascadă să facă o poză cu două maimuțe urcate tot așa pe un gard, s-au întors amândouă cu spatele. Da, a trebuit până la urmă să ne luăm un ghid localnic de aici care să ne arate cum să ajungem sus la acea lagună, pentru că, din câte am înțeles, jungla se bifurcă în foarte multe și e foarte greu de ajuns dacă nu cunoști. Poți ajunge chiar să dai nas în nas cu elefanți sălbatici și nu prea am vrea treaba asta. This place here, come. Where, come in? Okay, so you have to go up. This lift and seat. This top here, one tower. Lift and seat. So there is lift and seat. Yeah. Okay, we want to go there maybe tomorrow. This very beautiful place. Elephant here, next here, pig here, this deer. Yeah. Oh, yeah. Stai că omul nostru a luat-o la înainte, dar noi nu avem experiența și antrenamentul lui. There, 5 meters. Yeah. To jump. 7 meters. 7 meters. Okay. You jump. I can jump. You jump. You can. Just I go and jump. Păi și v-am descalț. Mă așteptam la asta. Okay. Yeah. And from where do you jump usually? From here? Yeah. Okay. And jump. You wanna jump? And how do you come back? Okay. Do you want to? Yeah. Okay. Yeah, we want to see. How deep is the water there? Yeah. How deep is the water? Water deep 4 meters. The height 7 meters. Okay. 1 minute, I'll come. Okay. Yeah. Hai că nebunul chiar se duce sară. Da. Dar nu mă așteptam, că mă gândeam că după, nu știu, trebuie să ia prin altă parte și o să dureze mai mult până urcă din nou aici. Dar vezi cum arată? Zici că sunt mini infinity pools aici. Fii atent la nebun, chiar se duce. Okay. Good luck. Okay.
cât de tare. Dar n-aș face asta niciodată. Oh, I would be so scared. Yeah. Very scary. It's nice to meet you, but I would... Good job, man. It's so good. It's like a spa. Yeah. Daily coming, okay. Yeah. This is my job, guy. Oh, like you're doing that to you. This is my leg. This tuk-tuk boy accident. This I have no job. This here tourist incoming. Yeah. This upcoming guy. This eat something. Oh, okay. Yeah. This you are happy. This my happy. Yes, we are very happy. Yeah. But what are you doing, for example, if there are elephants? Yeah. This area here. Yeah, but what are you doing if you are facing them? This yesterday. This downtown in this place. This here, this boy. Yeah. This here down. Oh, okay. This put here. This yesterday coming this place. Yeah. Yeah. That's dangerous to go. Yeah. By yourself, yeah. This guy here coming, no problem. This elephant coming, I am hold. And what you're doing? This elephant coming, this I am. I mean, you make noise or? This I am hold, elephant going. Okay. But they are usually aggressive. Yeah. I mean, they are coming to attack you. Yeah. Deci foarte bine că ne-am luat ghid, elefanții sunt agresivi pe aici, cât îi iubesc eu, nu sunt deloc prietenoși, au ei o modalitate de a-i goni, țipă și, mă rog, pot face ceva ca să plece, să nu te atace. La fel șerpi, sunt foarte mulți, ne-a arătat o poză pe telefonul lui, o să vă arătăm puțin mai târziu, cu un șarpe uriaș pe aici, prin tufele astea. În rest, superb! Ce s-a gândit omul să mai sară o dată? Good job, man. Yeah. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. Pare că nu ne întoarcem pe același drum. Ne-a zis că mai avem încă 3 opriri și o luăm prin altă parte. Adică mergem în continuare. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. But here is very deep, the water. Yeah, very deep. Care 10 metri cel puțin adâncime aici, după cum se vede. Vede că urmează o mare, un mare foc. So catch me if I fall. Auzi? Și noi care credeam că traseul de ieri a fost greu. Da, și îmi place că el merge, deci n-are nicio treabă, și că merge pe trotuar și urmat de doi moșuleți. Vai de capul meu. Uite de puțin la el. Nu, nicio treabă. You are very fast. You are very fast. It's like walking with old people. Yeah. Okay. Can you show us again the picture with the snake? We want to film it. Oh my god. That is so big. Cât de bine se vede, dar e un șarpe cam de 3 metri ceva, 4 metri lungime. Oribil. But how did you catch it? How did you catch it? This area here. Yeah, but how?
this. I mean, you saw it and. Yeah, this here coming. Yeah. This. Oh, from the neck. This side. Yeah, the neck. Back side. Okay. A lot of courage. Viewpoint, surprise picture place. Oh. Yeah. Elephant. Oh. Elephant, elephant. This place can be put here. This place. This back here. Nu zis că ieri de aici, din locul acesta, a venit un elefant. 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 This. Oh. Sunt urme de elefant? Astea sunt urme de elefant, da. Oh. Vita mai caca de elefant. Deci fiecare elefant are zona lui. Da, aici e zona unui singur elefant. Eu nu, cred că așa e peste tot. Fiecare zonă cu un singur elefant, nu cred că în parte. Da, mă gândeam că sunt mai mulți și că nu sunt pe zone. Are un cort aici, undeva, a spus că organizează nopți petrecute aici. But it's not dangerous? No, dangerous. This night here, this fire. This fire here, no elephant. Oh, so the elephants are afraid of fire. Yeah. Okay. And you're also staying here yeah. with them. I am here. They're not staying alone. Yeah. Yeah, okay. Hello? Mai casă nu-i asta. Cât de frumos e aici. Că de aici pleacă cascada aia mare, nu? Suntem în vârful cascadei, nu? Wow, uite de puțin în jos. Deci asta este vârful cascadei. Wow, nu vine să cred. Noi eram acolo mai devreme. Wow, waterfall is so straight. Yeah. E foarte vertical, mi-e frică să fac baie acolo. Dacă aluneci, duci direct drept așa. Dar și unde s-a dus cel mai devreme, fix pe buza prăpastiei? Ah, nu avem nicio treabă. Cam asta a fost de aici de sus, acum ne întoarcem înapoi încă 20 de minute. Mi-a fost foarte frică, e senzație super ciudată, cu cât te apropii mai mult de ăla și de cascadă, ai impresia că o să te duci direct acolo și am evitat puțin. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine. Hai, mă, ce frumoasă e. What's your name? How old are you? Nu știe. Mianta. How old is she? How old is she? This 4 years. 4 years. Okay. Your name Vianza. Vianza. Oh. Vianza. Okay. What is this you have? Cancer. Very good. This my soap. This place here, pie rice, kottu, patties, roti, coconut roti. This I am guide this place. All coming. Apadirum. So that's it. It was a pleasure. Have a nice day. Okay. Thank you. Bye. Să pornim.
Mai avem undeva la vreo oră și jumătate până acasă, în caz că mergem full, fără oprire, deși cred că o să facem vreo 2 ore. Ok, activitățile pe ziua de azi a fost, cred că și-a fost cea mai frumoasă experiență de până acum, sigur, în Sri Lanka. Sigur, în toată vacanța de până acum. Periculoasă puțin, special dacă am fi mers fără ghid. Am mers printre maimuțe, am mers efectiv prin junglă, am văzut urmele de elefanți, porci, mistreți. Ne bucurăm totuși că noi am văzut, repet, un traseu frumos, dar totodată foarte periculos. Și tot hău ăla din vârful cascadei, superb. Da, acum o să plecăm, mai avem ceva de mers până acasă. Și să sperăm că la fel ne prinde noaptea. S-a făcut târziu, deja 4 și 10, la 6, 6 fără 10, deja începe să se întunece.